În această toamnă, Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș pregătește iubitorilor de artă și cultură o serie de evenimente. Astfel, începând cu data de 16 septembrie 2019, la Călăraș începe stagiunea teatrală cu piesa Demnitate. După succesul fulminant în Spania și în mai multe țări din America Latină, spectacolul Demnitate ajunge și la Călăraș în regia autorului Ignaci Vidal, cu o distribuție de zile mari, Marius Manole și Șerban Pavlu. Domnul Nițu, luni începe noua stagiune teatrală. Vorbiți-ne un pic cu ce spectacol debutați anul acesta. Da, ca în fiecare an am obișnuit spectatorul călărășan ca toamna să ne viziteze, să ne deschidă ușa Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș, organizator al evenimentelor culturale din municipiul, dar și din județul Călăraș, aș spune. În acest an, pe data de 16, deschidem stagiunea de toamnă, toamna culturală, cum o avem noi în calendarul de programe și proiecte culturale, calendar aprobat și finanțat de Consiliul Județean Călăraș, cu spectacolul Demnitate. Este un spectacol foarte apreciat, foarte căutat, foarte disputat și discutat, cu doi mari actori ai generației tinere, Șerban Pavlu și Marius Manole. Acest fenomen, aș spune eu, referindu-mă strict la Marius Manole, actorul Marius Manole, un fenomen al teatrului românesc. Marius Manole joacă în extrem de multe spectacole, este distribuit și uneori are 4-5 spectacole pe zi. Este incredibil de unde acest actor își ia energia să reziste, să joace în ritmul ăsta. Ca noutate, aș spune că am intrat într-o colaborare cu Teatrul Avangardia. Toți cei care doresc amănunte pot intra, pot asta Teatrul Avangardia și găsesc acolo toate detaliile și toate referințele despre acest teatru particular din București, care joacă cu sală plină la prețuri mult mai mari decât la noi. Deci călărășanul are acest privilegiu grație finanțării Consiliului Județean, care subvenționează parte din cheltuială, și atunci noi ne permitem, să spunem, să păstrăm un preț decent, 50 de lei pe spectacol în sală și 40 de lei la balcon. Sunt spectacole care s-au vândut cu mult timp înainte, sunt spectacole care au strâns peste 30.000 de spectatori, sunt spectacole de ținută. De ce m-am îndreptat către acest teatru, către aceste spectacole? Pentru că am dorit și o alternativă. Sunt adeptul alternativelor și am încercat ca să aduc spectacole centrate pe spectatori. Spun asta în urmă cu ceva timp, sunt absolvent de alternative, de științe ale educației, pedagogie alternative cu arte teatrală, și am văzut ce înseamnă acest lucru și am de atunci o deschidere mult mai mare. De asemenea, în stagiunea asta, nu a fost la Călăraș și mi-am dorit tare mult. O actriță este mie foarte dragă, dar cred că tuturor ne este dragă, Oana Pelea. Oana Pelea n-a fost la Călăraș și va veni, și va veni de această dată. Oana Pelea la Călăraș, ce piesă? Cu Mă tot duc, cu Sandu Gruia, un spectacol după Shakespeare, o idee a lui Shakespeare, care se joacă de ani și ani de zile, unde este fenomenală această mare actriță a noastră și pot spune că este și iubită de români. Este, și călărășenii vor avea posibilitatea să o vadă pe scena noastră de această dată. Nume mari vor fi, actorii mari, și Maia Morgenstern și Medea Marinescu vor fi prezenți la Călăraș în această stagiune teatrală de toamnă. Sunt 7 spectacole de teatru.
Și săptămânal vor fi programate, da, în fiecare săptămână. În fiecare săptămână câte o piesă de teatru. Este alesă o anumită zi, lunea, marțea? A fost nu? Greu să păstrăm, din cauza programului încărcat al actorilor de la teatre, mi-aș fi dorit să păstrăm aceeași zi, dar nu, am înțeles totuși și am reușit să păstrăm spectacole în cursul săptămânii. Publicul călărășan dorește acest lucru, nu pe weekend. Mulți au spus, în weekend mai avem și alte probleme și avem și alte de făcut, mai plecăm, mai așa. În cursul săptămânii spectacolele sunt bine primite la Călăraș. Pentru călărășenii interesați să se achiziționeze un astfel de bilet, s-a deschis casa de bilete, pot veni? Unde anume pot veni să-și achiziționeze aceste bilete? Da, la Centrul Cultural, aici a deschis agenția de bilete, biletele s-au pus deja în vânzare. Sâmbătă, de la ora 10 la ora 13 și duminică, tot de la 10 la 13, va fi program. Și de asemenea, de luni, de dimineață, de la ora 9 până seara la începerea spectacolului, pot veni și pot luni veni pentru și luni, spectacolul Demnitate. Cu siguranță, pentru că am întârziat puțin, s-a întârziat cu afișele, cu partea asta de organizare, de promovare. Și atunci am rugămintea ca toți călărășenii care ne urmăresc să se grăbească, să vină și luni pot găsi bilete, salarii, totuși 500 de locuri, avem o sală generoasă și scena la fel este generoasă. Chiar a venit doamna manager de la Teatru Avangardia și admira că scena este extrem de generoasă, fiind atât de mare și o sală plăcută și cochetă și atunci am intrat în această colaborare. În afară de piesele de teatru, mai pregătim pentru călărășeni un concert. În data de 3 noiembrie vor fi prezenți pe scenă aici peste 40 de instrumentiști de la Teatrul Național de Operetă Ion Dacian din București, cu un super concert, cu un dirijor din Italia. Aici apare ineditul acestui eveniment, în localitatea Matera din Italia, capitală culturală europeană în acest an. Exponentul localității, acest dirijor, va fi prezent și va dirija aici, pe scena din Călăraș. Și în afară de instrumentiști, prezența inegalabilei, aș spune, atât de plăcută și ca solistă și ca persoană, soprana Bianca Ionescu, pe care o cunoaștem cu toții, și vocea inconfundabilă a tenorului Alfredo Pascu va răsuna în sală. Sala acum este goală, așteptăm ca la toate evenimentele sala să fie arhiplină, pentru că există o bucurie imensă pentru cel care e pe scenă, pentru artistul de pe scenă, să vadă sala plină, să vadă oamenii că se bucură de ceea ce se întâmplă pe scenă. Și ați adus și spectacole de calitate, unde putem vedea actori cunoscuți? Da, atunci spectacolele sunt de înaltă ținută artistică, sunt spectacole care s-au jucat și se joacă nu numai în România. Un alt eveniment pentru care ne pregătim și facem deja demersul este festivalul concurs Chitara Dunării și în acest an, în luna noiembrie, o să avem și Chitara Dunării. Iar pe luna decembrie avem două concerte. Unul cu Ștefan Bănică Junior și unul cu Fuego, care deja o să intre în tradiția centrului și anul trecut și acum 2 ani a deja fost prezent. Deja la Fuego a fost spectacol cu casa închisă. Probabil și anul acesta se va repeta un pic istoria de anul trecut. Sunt convins, de aceea fac apel către toți călărășenii că să grăbească puțin în momentul în care am pus biletele în vânzare, că mai târziu nu o să mai găsească locuri și pentru concertul din 3 noiembrie. Și o să punem, încă n-am pus în vânzare, pentru Ștefan Bănică, sunt convins că se vor epuiza foarte rapid biletele și pentru Fuego la fel. În mare cam acestea ar fi, adică nu în mare, clar stabilite evenimente. Pe lângă aceste evenimente, sigur, o să mai apară. Probabil eu o să mai organizez cu trupa Trepte,
ceva spectacole. Probabil că o să revin pe scenă alături de Cristi Dionise cu variațiuni enigmatice, de ce nu cu animale, alături de actorul Alex Vlad, fostul meu profesor de la masterat, un spectacol în care jucăm și pe care le jucăm și în țară. De asemenea, Corala s-ar putea să organizeze un eveniment, cred că deja colega mea lucra la așa ceva, Camerata Danubii. Mai avem ansamblu Bărăganu, care o să plece în Grecia. Luni ei vor pleca acolo, se vor întoarce și cu siguranță vor organiza și vom avea și astfel de spectacole. Ei merg acolo pentru câștigarea Marelui Premiu, așa am înțeles, că vor să se întoarcă acasă cu Marele Premiu din Grecia. Își doresc acest lucru. Este firesc atunci când muncești, când depui pasiune, țintești întotdeauna sus și ar fi foarte bine, dar nu ar fi nicio nenorocire dacă nu ar veni cu Marele Premiu. Importantă este participarea de acolo și că ajung acolo și transmit frumusețea tradițiilor noastre, frumusețea portului nostru, obiceiurilor. Acesta zic eu că e un lucru important. Va urma perioada sărbătorilor de iarnă, când scena va fi plină de copii, clinghete, de clopoței, colinde. Colinde, da. Și asta, dar până atunci, haideți să aducem în discuție un proiect pe care l-am inițiat acum 2 ani de zile, 7 zile, 7 arte, un proiect la care am ținut tare mult, exact vă spuneam, de partea de alternative. Și anul acesta o să îl derulăm, începând cu 30 septembrie. Pe 30 septembrie va fi prima zi a proiectului, vom avea arta coreografică și ne vom bucura de Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski cu Romeo și Julieta. Un spectacol inedit aici de balet pentru toți călărășenii. Vom avea arta tradițională și acolo avem... Și nu i-am uitat, chiar pe data de 1 marți, pe 1 iartă tradițională, pe seniorii noștri, că e și ziua pensionarului. Da. Și atunci am constituit un program și am organizat în așa fel încât să atragem mai multe segmente pe vârste, dar preponderent către seniori, Alesis, cu piese reprezentative din mai multe țări. De asemenea, Cornelia Tihan, naistă excepțională, cântă la 27 de instrumente de suflat de la Chișinău. Va fi un spectacol de 90 de minute inedit. Nu am post așa ceva până acum. Avem arta teatrală. La arta teatrală avem un spectacol, o comedie foarte bună de la Teatrul Notara, Thailanda. O excelentă comedie montată recent la Teatru Notara. Mai avem în această săptămână iar un proiect inedit, Cine Acordeon, Emi Drăgoi, acest instrumentist atât de special, care va fi prezent alături de câțiva instrumentiști și de Ailin Cadâr, pe care telespectatorii o cunosc de la Asia, ea e actriță de meserie, și pe secvențe, începând de la filmul mut, până în zilele noastre, pe filme celebre, vor face ilustrația sonoră live, aici pe scenă, ei vor fi pe scenă, ecranul mare, proiecție, și e un proiect inedit. Proiectul a fost prezentat în cadrul unui festival internațional de film, a prins foarte bine și îl aducem și noi la Călăraș. O artă noutate și ceva, spectacolul Zaraza, montat în stagiunea trecută la Teatrul Toma Caragiu din Ploiești, de acest fenomen, tot un fenomen al coreografiei, Răzvan Maziliu, un spectacol unde sunt angrenați peste 35 de artiști, plus mașiniști, plus decoruri, va fi o nebunie. O să fie prezent Zaraza, va fi prezent în cadrul proiectului 7 zile, 7 arte. Avem o seară de la arta muzicală de operetă și de această dată, dacă pe data de 3 o avem pe Bianca Ionescu, cealaltă iubită, cunoscută soprană, Daniela Vlădescu de la Constanța, va fi prezentă aici cu arii celebre din opere, din operete, cu șansonete, un spectacol care place, care frumos, care dă bine, să spunem așa, fără
pretenții, nu sofisticat, un spectacol care merge direct la suflet. Bine, muzica, mi-amintesc acum și place, iubesc pe cel care a fost, eu spun, geniu, Nichita Stănescu, spunea că muzica este răspunsul căruia nu i s-a adresat întrebarea. Excelent. Așa și acest spectacol va fi un spectacol direct la sufletul spectatorului. Sunt convins de lucrul ăsta. Deci foarte multe evenimente inedite, evenimente noi pe care în această toamnă le organizăm la Centrul Județean de Cultură. Repet, această șansă am avut-o grație finanțării primite de la Consiliul Județean Călăraș. Ne permitem ca să organizăm și să oferim un produs cultural de un asemenea standard la un preț atât de accesibil, mic, spune, accesibil pentru toți călărășenii. Așadar, ne așteaptă o toamnă și un sfârșit de an încărcat cu evenimente culturale la Călăraș. Acum, călărășenii, în funcție de cum dumneavoastră publicați programul evenimentelor, pot veni să-și achiziționeze biletele și așteptăm săli pline la toate evenimentele dumneavoastră. Ar fi păcat să rămână locuri libere. Ar fi păcat pentru că suntem în slujba cetățeanului. Noi aici pentru călărășeni facem aceste lucruri și ar fi păcat ca într-un oraș 50.000 de locuitori sau câți mai sunt acum, 500 de oameni să nu fie prezent. Și ar fi păcat de această sală atât de frumoasă, ar fi păcat, să nu găzduim spectacole de calitate și de valoare, așa cum ne-ați prezentat dumneavoastră. Astăzi. Eu sunt convins că sălile vor fi arhipline, că oamenii vor dori să vadă spectacolele noastre și luni 16, Demnitate, Marius Manole și Șerban Pavlu, Teatru Avangardia, ora 19.00.